Bine v-am regăsit la un nou episod din lecția de istorie. În acest videoclip vom discuta despre romanitatea românilor. Știați că... Știați că o mare parte a cuvintelor din fondul dacic al limbii române se referă la activități agricole? Precum brânză, brusture, mărar, mălai, mistreț sau rață? Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. Introducere. Perioada imediat următoare retragerii aureliene a administrației și armatei a reprezentat pentru Dacia o epocă foarte grea. Din contopirea autohtonilor daci cu elementele latine colonizate de către Imperiul Roman, deocamdată aflată în curs de desăvârșire, era pe cale să rezulte o nouă populație. Strămoșii noștri, dacă romani. Ceea ce amenința acest proces era marea migrație a popoarelor nomade, care a debutat începând cu secolul al ii după Hristos. Este vorba despre o multitudine de astfel de popoare, în primul rând germanice, dar și de alte origini. Populația autohtonă vorbea o limbă latină populară, sau mai bine zis vulgară, dar a mai păstrat și cuvinte din limba dacică. După abandonarea provinciei Dacia de către romani, procesul de romanizare a continuat. Atunci s-a desfășurat etapa post a romanizării, când și dacii liberi, care nu făcuseră parte din provincia Dacia, intrând în contact cu Romanii, s-au romanizat. Deoarece la nord de Dunăre a continuat să trăiască o numeroasă populație d'acoromană, vorbitoare de limbă latină, statul roman nu a întrerupt legăturile cu locuitorii de pe acest teritoriu. Într-adevăr, în timpul împăraților Constantin cel Mare 306-337 și mai apoi Justinian 527-565, imperiul revine militar și politic în teritoriile de la nord de Dunăre, adică în Dacia. Creștinismul a avut la rândul său o contribuție importantă în procesul de romanizare a autohtonilor, noua credință fiind răspândită în limba latină de misionari veniți din Imperiu. De asemenea, Dobrogea de astăzi a făcut parte din Imperiul Roman de Răsărit sau Bizantin până în anul 602, când primele invazii slave au dus la pierderea ei. Etnogeneza românească, continuitatea locuirii pe teritoriul românesc Etnogeneza românească a fost un proces complex care a avut loc de-a lungul a mai multor secole. Chiar dacă în primul mileniu creștin în zona nord-dunăreană s-au perindat numeroase populații migratoare, precum Hunii, Vizigoții, Gepizii, Avarii, Slavii, Bulgarii, etc., populația romană a continuat să trăiască pe acest teritoriu, dovadă fiind numeroasele descoperiri arheologice, dar și o serie de mărturii scrise. Iordanes scria că vechea Dacia se chema Goția și apoi Gepidia, Într-adevăr, prezența unor structuri politice barbare, special germanice, a goților și apoi a gepizilor este dovedită de descoperirile arheologice. Dar aceasta nu înseamnă că romanitatea a fost distrusă sau că populația a fost absorbită de către migratori. Aceștia erau relativ puțini și aflați în trecere către Occident, care atrăgea către orbita Romei. Urmele lor sunt de suprafață și nu au lăsat vreo moștenire semnificativă în limbă sau obiceiuri. Singura excepție o reprezintă Slavii. De aceea, până la venirea slavilor, se realizează o uniformizare a culturii materiale romane. Ea se numește după variantele regionale. Ipotești cândești în Muntenia, Costișa Botoșana în Moldova și Bratei Morești în Transilvania. Etnogeneza românească a fost un proces complex, desfășurat de-a lungul a mai multor secole, al cărui rezultat a fost apariția unui popor neolatin, înrudit prin acesta cu italienii, spaniolii, francezii, portughezii, singurul moștenitor al romanității orientale. Principalele etape ale formării poporului român au fost Perioada stăpânirii romane, secolul 2 3 după Hristos, când asupra dacilor și-au exercitat influența romanizatoare armata, coloniștii, veteranii, administrația romană, constituindu-se astfel poporul dacoroman. Un alt factor îl regăsim în perioada migrațiilor, ulterioară retragerii aureliene, când fenomenul romanizării s-a extins și asupra dacilor liberi. Totodată a continuat să existe o populație dacoromană și la sudul Dunării, urmașa dacogeților și moesilor din provincia romană Moesia. Aceștia, cunoscuți cu numele de vlahi, vor fi vorbitorii dialectelor limbii române, a român, meclenoromân, istroromân. Până la sfârșitul secolului al VIII-lea, în timpul desfășurării invaziei migratorilor, populația dacă-romană se transformă în populație românească, asimilând influențe din partea migratorilor germanici și mai ales a slavilor. Din secolul al IX-lea, izvoarele istorice scrise vorbesc despre români ca fiind populația autohtonă din zona Dunării de Jos, ceea ce arată încheierea etnogenezei românești până în acel moment. Limba română Face parte din familia limbilor neolatine, cu care este asemănătoare în privința stratului fundamental latin și a etapelor de formare, corespunzătoare a etnogenezei românești. Se formează până în secolul al VIII-lea când se poate vorbi de o limbă proto- sau stră-românească. Astfel, limba română reprezintă o structură compusă din substratul tracodacic, circa 10% din fundul lexical de bază, stratul fundamental latin, 60% din vocabular, Adstratul slav, în jur de 20% din fondul lexical reprezentând cuvinte pătrunse limba română începând cu secolul al IX-lea, când procesul etnogenezei era deja încheiat. Istoricii despre romanitatea românilor Românii în sursele medievale timpurii Documentele istorice scrise din primul mileniu al erei creștine care îi menționează pe români sunt relativ puține, dar sunt suplinite de numeroasele descoperiri arheologice efectuate pe teritoriul actual al României. Dintre acestea se remarcă cele datând din perioada secolelor al VII-lea și al XI-lea, din cadrul culturilor arheologice ipotești gândești și dridu. Diverse vase, unelte, podoabe, arme și alte obiecte aparținând comunităților autohtone, fiind descoperite în așezări precum Brateiu, județul Sibiu, Poian, județul Covasna, Alba Iulia sau Izvoru, din județul Giurgiu, Acestea dovedesc continuitatea de locuire a românilor pe teritoriul pe care ei s-au format. Începând din secolul al VII-lea, autohtonii încep să fie menționați în izvoarele documentare ale vremii ca un popor romanic distinct constituit. Printre acestea s-au numărat tratatul militar Strategicon, scris de împăratul bizantin Mauritius în secolul al VII-lea, lucrarea despre administrarea Imperiului a împăratului bizantin Constantin al VII-lea, Porfirogenetul, secolul al X-lea, corespondența împăratului bizantin Vasile al II-lea macedoneanul, secolurile al X-lea și al XI-lea, alți autori bizantini, armeni, arabi, germani, etc. au scris despre prezența românilor pe acest teritoriu. Din secolul al XV-lea, o serie de scritori umaniști din Europa, călători străini sau cronicari români au manifestat un interes deosebit față de trecutul poporului român. Nicolaus Olahus sau Grigore Ureche în secolul al XVI-lea, Miron Costin în secol mai târziu, au afirmat originea latina a românilor și unitatea lor de neam. În secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, cărturari precum Dimitre Cantemir sau membrii școlii Ardelene, Samuel Micu, Petru Maior, Gheorghe Șinca, Ioan Budai de Leanu, au pus în evidență originea latină a limbii române și continuitatea românilor în spațiul nord-dunărean. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor din secolele XVIII și XX. La sfârșitul secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea a fost formulată o serie de teorii istoriografice referitoare la procesul etnogenezei românești care pornea de la contestarea continuității de locuire a populației autohtone la nordul Dunării. Disputa în jurul continuității românilor s-a desfășurat din motive politice într-o perioadă în care românii transilvăneni și-au intensificat lupta pentru obținerea de drepturi naționale, atât în epoca stăpânirii Habsburgice cât și în timpul regimului dualist austro-ungar după 1867. Teoria imigraționistă, care îi prezenta pe român ca fiind un popor format la sud de Dunăre, de unde ar fi imigrat la nord de Fluvia Bea prin secolul al XIII-lea, a fost susținută spre sfârșitul secolului al XVIII-lea de Franz Joseph Schulzer, Christian Engel sau de I.C. Eder. Aceasta a fost combătută de și școlii ardelene, care, în dorința lor de a demonstra vechimea și continuitatea de locuire a românilor, au pus accent pe caracterul exclusiv latin al românilor. În secolul al XIX-lea, Robert Rösler a dezvoltat teoria imigraționistă în lucrarea intitulată Studii Românești. Viena 1871. De aceea, teoria imigraționistă se mai numește și teoria roesleriană. Față de teoria roesleriană au luat poziție între alții istoricii bphd și Adexenopol în secolul al XIX-lea, conturându-se pe baze științifice teoria continuității românilor în spațiul carpatu danubiano pontic În secolul al XX-lea, ca și în cele precedente, au fost elaborate lucrări științifice care au demonstrat vechimea și continuitatea românilor pe teritoriul de la nord și de la sud de Dunăre. Dintre acestea se remarcă lucrarea istoricului Gheorghe I. Brătianu, o enigmă și un miracol istoric poporul român. Idei esențiale Etnogeneza reprezintă procesul de lungă durată prin care a rezultat limba și poporul român. Limba română face parte din familia limbilor neolatine alături de franceză, portugheză, italiană și este formată din substratul tracodacic, circa 10% din fondul lexical de bază, stratul fundamental latin, 60% din vocabular și ad stratul slav, în jur de 20%. Întrebări Menționați doi reprezentanți ai teoriei imigraționiste a poporului român. Care au fost popoarele migratoare care au trecut pe teritoriul României după retragerea aureliană? Ce reprezintă etnogeneza și care au fost principalele ei etape?